În acest moment eu susțin echipa, consider că este o echipă care poate să facă față la dorințele pe care le avem noi, consider că cu susținere din partea tuturor poate să facă, poate să dovedească valoarea reală pe care o au, având în vedere, trebuie să ținem cont și de meciul de la Cizlândie și de meciul pe care l-am avut la Bistița, cu echipe care sunt în poziții foarte bune din ligă, cu susținerea domnului profesor, antrenor Roșca, și cu o bună comunicare, valoarea lotului s-a dovedit. Până la urmă, într-adevăr, mai avem meciuri pe care le vom disputa până la finalul campionatului, iar eu, din punctul meu de vedere, consider că la final lucrurile să fie bune. V-am spus, în perspectivă ne dorim să construim o echipă pentru următorul sezon, să se întărească lotul, să putem să revenim în zona în care ne dorim să fim în primele 6 echipe din Liga Națională și în viitorul următorii ani ne dorim să revenim în cupele europene. Asta este dorința pe care o avem noi. Dorință care nu se poate realiza decât prin stabilitate, susținere, liniște și nu prin nicio altă formă de dispută sau prin alte forme de comunicare care nu ajută cu nimic clubul. Cu galeria v-ați